Bună, prieteni! Azi discutăm despre strategii și despre campanii, redirecționare, trafic spre site. Despre cum se face când avem nevoie ca pe site-ul nostru să fie utilizatoare. Deci dacă afacerea ta presupune că tu generezi campanii de trafic spre site, dacă afacerea ta presupune că ai webinare, să ai un e-commerce, să ai campanii publicitare cu instrumentul generare de clicuri care duc spre un landing page, spre un site sau spre vlogul tău, va fi relevant pentru tine discuția de azi. Deci perspectiva discuției de azi va fi despre bugete, despre analitică și despre fuck-up-uri cele mai des întâlnite. Așa că haideți să începem cu primul punct. Bugetul este foarte important să analizăm și să înțelegem că atunci când noi setăm publicitate pe Facebook, pe Instagram, minimum sau alte canale de comunicare, noi avem diferite instrumente. Există instrumentul de vizibilitate, instrumentul de vizualizare de clip video, dar există și instrument dedicat special campaniilor de publicitate. La final, apropo, o să vă arăt un detaliu foarte important de screening și audit, care o să puteți să verificați dacă la voi totul este ok. Păi iată, când setăm campanii publicitare trafic spre site, publicitatea de regulă este mai scumpă. Este așa un parametru în publicitate ca cost per rezultat și respectiv rezultatul vostru în campanie de publicitare redirecționare spre site va fi cât costă un click. El poate să coste 5 cenți, 0,08 cenți, 25 cenți, 30 cenți, dependență de țara în care faceți publicitatea și industria în care faceți publicitate. Păi iată, dacă voi sunteți în Republica Moldova, România, cred că trebuie să vă așteptați că rezultatul va apărea când bugetul vostru va fi mai mare de 300-500 de euro. Buget mai mic de 300-500 de euro cu scop de trafic spre site este un buget care foarte deseori nu va aduce performanță. Deci vouă nu va ajunge benzină ca să împingeți și să porniți această mașină. De aceea fiți atenți și aveți în vedere că bugetul vostru trebuie să fie concurențial și chiar dacă calitatea lead-urilor va fi mai bună deseori, trebuie să avem răbdarea și instrumentariul necesar pentru ca publicitatea voastră să se pornească și să aducă rezultate. Al doilea punct este un punct legat de zona de analitică. Aici vreau să mă opresc mai detaliat. După ultimul punct unde o să vă arăt auditul, vă rog frumos, verificați dacă la voi este așa în cazul când vă prestează cineva servicii. Sau autoverificați-vă dacă voi sunteți prestatori de servicii și setați campanii publicitare. Dar eu numesc asta tai mâinile la cei care setează publicitatea de trafic spre site și pe site nu există analitică. Deci, haideți să fixăm un adevăr absolut care nu se supune unor da, dar atunci când eu setez publicitatea trafic spre site, eu am nevoie să valorific bugetul care deja l-am investit. Și am nevoie să creez audiențe pentru ca să merg în remarketing. Vă amintiți când mergeți pe Booking și vă uitați un apartament sau pe AliExpress sau pe alte platforme și revenind în Facebook sau Instagram apare din urmă anunțul, bucătăria, camera sau alt produs care tu l-ai văzut pe site-ul celălalt sau ai văzut un video. Asta se numește remarketing sau unii zic retargeting. Adică când pe site-ul vostru există pixel, voi aveți posibilitatea să creați audiențe personalizate și asta o să vă permită să valorificați bugetul. Absența unui pixel instalat în prima fază este o eroare extrem de gravă. Absența unui pixel este practic mai puțin de jumătate de drum care voi l-ați făcut. Deci voi ați cheltuit 500 de euro, fără pixel, teoretic 200-300 de întrânsele sunt bani pierduți pentru că nu întotdeauna oamenii cumpără din prima atingere. Al doilea moment, că pixelul, dacă este instalat incorrect, atunci rezultatele care voi să le vedeți vor fi eronate. Astfel apare deja în strategiile, în comunicare atunci când voi aveți un buget de 1000 de euro, chiar de la 500 în sus, ori mai cu seamă, dacă voi sunteți un e-commerce, atunci apare așa fenomen ca Facebook API Conversion sau CAPI, îi se mai zice. Este o sistemă de instalare a analiticii pe site la un nivel mai înalt. Respectiv, dacă voi vă autosesizați că aveți un buget 1000-2003 și voi nu aveți CAPI, duceți-vă la targetologul vostru, la analiticul vostru și spuneți-i, explică-mi și asta CAPI. Respectiv, el este necesar să fie. Dacă se generează trafic, must have
el trebuie să fie. În contextul bugetului și a pixelului care aduce audiența, apare o subcategorie, o subproblemă, care se cheamă strategie. Respectiv, noi am auzit nu odată despre elementul audiență rece, caldă, fierbinte, da? Sau mai profesionist vorbind, tofu, mofu, bofu. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că deseori campaniile publicitare redirecționate spre tofu sau spre audiența rece, unde voi vă adresați prin a vinde un produs spre site-ul vostru către oamenii care nu vă cunosc, deseori publicitatea nu are efect, nu este eficientă. De aceea, unele companii aplică strategia de brand awareness, ei fac vizibilitatea unui video, vizibilitatea unui articol, și cei care au văzut acel video sau au văzut acel articol, deja lor, prin audiențe personalizate, se merge în remarketing către site-ul vostru. Și atunci audiența este mai ieftină, este mai loială și este mai receptivă. Mergem la ultimul punct, auditul și must-have-ul care trebuie să-l aveți la voi în ecosistemul vostru dacă faceți publicitate de trafic spre site. Deci să luăm un caz. Spre exemplu, o să iau landing page-ul webinarului nostru. Este un landing page care are ca scop să înregistreze oamenii către un eveniment. Ce analitică și cum verificăm analitica de bază? Primul lucru care trebuie să-l faceți, intrând în browserul Chrome, voi trebuie să vedeți că la voi există așa ceva, Meta Pixel Helper. Dacă el nu există, mergeți în Google și scrieți Meta Pixel Helper și dați Enter. Primul link este o extensie Chrome care o să puteți să o instalați și trebuie să o instalați dacă nu o aveți instalată în browserul vostru. La mine este instalată, respectiv apare butonul Remove. Dacă nu este, este install. După ce o să instalați Pixel-ul, intrați pe site-ul vostru și o să apară aici așa un cod. Făcând un refresh la pagina voastră, o să apară un butonaș verde. Asta înseamnă că Pixel-ul lucrează. Pixel-ul nostru o să luăm din Events Manager, din Facebook, unde o să se registreze toate rezultatele. Respectiv, în prima instanță, dacă voi aveți site, voi trebuie să aveți Pixel. Pixelul vostru trebuie să fie instalat corect, codul de bază. Aici o să vă vină în ajutor Google Tag Manager-ul, targetologul vostru, analiticul sau programistul, care pot să vă ajute la instalarea acestor coduri. Dar el trebuie să fie. Paralel cu asta, dacă aveți posibilitatea să lucrați prin sistemul, spre exemplu, Google Tag Manager, voi o să puteți să instalați aceste pixeluri, aceste coduri mult, mult mai profesionist și mult mai repede. Adițional, o să puteți să instalați și un Google Analytics care să vă arăte de unde vine traficul vostru. O să puteți instalați și Yandex Metrica care să vă arăte click rate sau web visor, toate momentele date care vă ajută în înțelegerea traficului care voi îl aveți la voi pe site. Deci, instalarea Google Tag Manager-ului, prin care o să instalăm Pixel-ul, Google Analytics și Yandex Metrica, ori direct în codul site-ului o să instalați Pixel-ul, Google Analytics și Yandex Metrica, o să vă dea de înțeles ce fel de audiență la voi a venit, de unde ei au venit și care e comportamentul ei pe site. Pentru că doar în baza acestor date voi puteți să luați decizii mai corecte. Unul din cazurile auditate de noi era că un prestator avea un landing page, un webinar, în care la nivel de rezultate, întotdeauna îi arăta foarte multe rezultate. Spre exemplu, la mine aici arată iniției checkout 16. Lui arăta, spre exemplu, că iniției checkout era 500 și a plătit 200 de euro pentru un specialist care seta publicitate. Însă acest specialist nu a verificat pixelul. Pixelul nu era instalat corect, astfel rezultatele erau eronate, adică clientului îi venea că are 300 de registrări la webinar, pe când el avea 7, 50, 20. Pentru că codul a fost instalat incorrect, pixelul ducea publicitatea într-o direcție incorrectă, antreprenorul interpreta rezultatele incorrect și aici s-ar pune întrebarea, ce e mai rău, să n-ai deloc sau să l-ai instalat incorrect? Practic e la același nivel. Adică ori tu n-ai deloc pixel și nu poți folosești practic instrumentele care azi ne le oferă pentru performanță Facebook-ul, ori tu ai instalat corect și interpretezi și iei decizii incorrecte, e aceeași chestie. De aceea vă rog foarte mult să aveți grijă de următoarele puncte, reiterând. 1. Aveți în vedere că campaniile publicitare trafic spre site întotdeauna trebuie să aibă pixel.
Pixelul trebuie să fie preluat din Business Manager și instalat în site-ul vostru. Asta este codul de bază. Dacă sunteți în buget mai mare, aveți nevoie de evenimente, precum inițierea cumpărăturii, adăugarea în coș, adăugarea plată sau generarea de lead-uri, lead finisat. Sunt coduri care se instalează adițional și care vă permit să faceți campanii mai smart, campanii mai performante. Al doilea element, bugetul, dacă voi vreți să aveți performanță, trebuie să aveți un buget concurențial, pentru că instrumentul trafic spre site este un instrument mai complex. Facebook-ul cotează ca un instrument mai greu sau mai complex. Și nu în ultimul rând, analitica Google Analytics și Yandex Metrica, care să vă permită să vedeți performanța site-ului vostru. Verificați asta prin Facebook Pixel Helper sau Meta Pixel Helper și vedeți dacă, unu, site-ul vostru are în general această analitică și dacă voi aveți acces la această analitică. Din păcate, probabil 3 din 10 minim, dacă nu 6, nu au pixel pe site. Deci exercițiul tău pentru acasă și în acest moment este să deschizi în browser nou site-ul tău, să instalezi Facebook Pixel Helper, să verifici site-ul tău dacă are pixel și mai departe să-ți dai seama dacă bugetul este mai mare, trebuie pixelul să fie instalat API Conversion pentru ca Facebook să-ți dea mai multe vânzări, mai multe rezultate. Până aici a fost tema de azi. Dacă sunt întrebări, cu drag le discutăm în comentarii. Dacă sunt sugestii, recomandări, feel free să ne ziceți. Mie îmi spune Dumitru Talmazan și echipa Talmazan School. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Ca de fiecare dată, clopoțel, like, share și urmăriți-ne pe rețelele de socializare. Aici despre marketing, despre fuck-up-uri și acest mini-vlog despre cum aș face eu este dedicat cunoștințelor și celor care trebuie, 1, să se autosensizeze dacă el adânși tot e ok, 2, să iau decizii în cazul când fundamentalul nu există, e nevoie de întreprinse acțiuni. Baftă, multe vânzări, campanii de traffic to website smart și ne auzim foarte curând!